În perioada 20-27 august am participat la pregătirea lotului național de taekwondo ITF la Reușor, în județul Hunedoara, Munții Retezat. A fost o pregătire grea, lungă, de mare anvergură, fiindcă vom participa peste câteva zile, mai bine zis în 40 septembrie, la campionatul mondial de taekwondo din Finlanda Tampere, unde vom participa cu junior, junior 2, junior 1 și seniori. La această pregătire de luna națională au participat 63 de sportivi din toată țara. Din Baia Mare, de la clubul pe care îl conduc, Dragonul Baia Mare, am avut prezent 5 sportivi, 2 seniori și 3 juniori. Sunt sportivi cu rezultate. O parte dintre ei au medalii, dau un exemplu, pe Zetea Cosmin, este prezent la probele de sparge de forță din 2013, pe podium la Mondiale Europene, Cupa Mondială. O altă sportivă de mare performanță este Dora Ivasuc, care dublă campionă europeană, anul acesta câștigat la campionate europene, medalie la Cupa Europei. Ceilalți băieți și fete avem pe Peter Eric și pe Ștesco Orareș. Rezultate, de exemplu, Ștesco Orareș a luat rezultat foarte bun, o medalie de aur la Cupa Europei. Peter Eric vine din spate cu rezultate bune la copii și juniori. Și avem sportiva Petri Carolina, care este o sportivă de perspectivă. Cu toți acei cinci sportivi, împreună cu lotul Național, ne vom prezenta la Campatul Mondial. E o competiție puternică, peste 100 și de sportivi. În Tampere, în Finlanda. Am mai fost în Finlanda, am adus rezultate și sperăm să facem acea șteabă bună.